Dumnezeu este împotriva celor mândri, celor care cred că sunt în afara autorității lui Dumnezeu, celor care cred că stau pe propriile lor picioare, celor care cred că au obținut cumva un avantaj care nu poate fi atacat, fie prin averea lor, fie prin intelectul lor, fie prin moralitatea lor. Dumnezeu, pe mine? Să mă trimite Dumnezeu în iad? Pe păcătoșii ăia înțeleg că ăia-s curvare, ăia-s bețive, dar eu sunt om de treabă. Ar fi prea de tot. Da? Mândria se află și se regăsește în toate aspectele vieții noastre. În aspectele financiare, în aspectele morale, în aspectele relaționale. Și Dumnezeu urăște mândria, pentru că mândria este opusă lui Dumnezeu. Mândria caută emanciparea față de Dumnezeu. Mândria caută să spună lui Dumnezeu că El nu are drepturi asupra noastră, control asupra noastră. Și de multe ori, fie direct sau fie indirect prin acțiunile noastre, lansăm această provocare la Dumnezeu. Cine ne va dărâma pe noi? De unde suntem? Cine ne va putea atinge? Pentru că suntem deosebit de înalți. Am ajuns la un punct foarte înalt, fie în cariera noastră, fie în cine știe ce. Și Dumnezeu răspunde la această întrebare și spune că El este Cel care întotdeauna va dărâma și va nimici pe cei care se îngânfă și sunt mândri împotriva Lui.